Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 5 august 2021, în regiunea aici la mine. Vremea pot să spun că e destul de bună, numai că s-au răcorit nopțile. S-au răcorit nopțile și de acum încet, încet scade cantitatea de puiete din stup la colonia normală. Dar totuși vreau să văd care a fost efectul acelor rame date. Pentru a face spațiul reginei să ouă. Iată, aici avem și sirop cu ulei esențial dat acum 2 zile. Îl consumă foarte bine. Asta înseamnă că mai avem puiet larvar în cantitate bunișoară. De fapt, asta facem în luna aceasta. Încercăm să creștem cât mai multă albină pentru a ierna în condiții bune. Și aici avem o familie cu matcă de anul acesta. Acum pot să zic că este o familie bunișoară. Am și mai slabi. Avem și mai slabi. Avem și cu probleme care vor fi desfințate. Iată aici aros oxalicul ăsta. Aros oxalic foarte bine. Ca de obicei începem cu o ramă de după diafragmă care, ia uitați, aceasta dacă e nevoie o dăm la oar. Iată ce faină este, n-avem miere în ea și e și bună pentru matcă. Dar să vedem ce găsim în cuib. Vedem ce găsim în cuib. Asta este mai important. Aici, după diafragmă, unde albina totuși mai vine, avem o ramă cu miere. Iată ce de miere avem aici. De aici aș mai ia miere dacă vrea. Deci mai avem o ramă de dat în cască, e nevoie. Cască este nevoie, dacă nu este nevoie, atunci nu merge. Aceasta e o familie care n-am filmat-o. E curiozitatea mea să văd ce găsesc aici. Deci avem rama de acoperire pregătită pentru iernat. Așa arată. E o ramă placă, foarte fain, plină cu miere. E tot, e bună. Această albina lucrează mai puțin, da? O ținem să fie acolo. Și când vom restrânge cuibul, va fi și atunci în cuib, vom scoate alte rame. Iată aici avem puiet larvar, aici a luat matca, în zona aceasta, așa frumos, arată bine.
E aici. Dar parcă are totuși cam multă mieră. Cam multă mieră și nu... Cum să zic eu? E greu să dai rame la oada. O vom face dacă e cazul. După ce urmăresc tot cuibul, o să văd ce și cum. Da, aici a blocat deja cu miere, de aceea arată așa. Deci aici va ecloza puietul și gata, aici nu o să mai o matca, mai are ceva puiet larvar. Bun. Vedeți, astea două rame deja pot fi folosite la alte colonii în caz de nevoie. Sau le vom extrage în funcție de câtă miere vom avea pentru albina care va ierna. Eu să spun că anul acesta nu urmăresc să iernesc foarte puternic cu albinele, dar se va întâmpla. Iată și aici avem puiet care va ecloza și e blocat. Bun. E blocat fiindcă nu mai are unde să pună nectar, de aceea e blocat și ați văzut, o să dăm rama aceea, o să o dau exact lângă această ramă. Astea două rame nu le mai pun în calcul. Dar să văd în care parte o să o pun. Să vedem în care parte o să-i pun acea ramă. Aceasta avem mai puțină miere și mai mult puiet. Matca deja a oat și aici unde a eclozat puietul. Nu e foarte multă albină, deci va ierna undeva între 3-4 rame, da? E suficient dacă iernează pe 3-4 rame. Iată o altă ramă cu puiet. La ce văd eu aici, trebuie să aducem acea ramă. Deci multă, multă miere. Așa. Foarte multă miere, deci aici merge extras. Chiar extras ar merge. Bun. Acum văd că matca are tendința să vină spre față, să depună ouă. Vine această matca spre față, foarte grea rama. Bun. Dacă are ea această tendință de a veni spre față, următoarea ramă eu o aducem aici lângă puietul larvar. Matca aici caută săraca să ouă, dar nu găsește aici spațiu, bine. Deci, fiindcă ea își restrânge cuibul mod natural, o să vin cu o ramă goală. În partea aceasta, cred că la această colonie nu
nu i-am dat rame data trecută, dar vin acum cu această ramă. Bun, o să-i prindă bine această ramă goală. Și cam atât. Cam atât, mergem să deschidem colonia care i-am dat data trecută două rame, fiindcă aici e clară situația. Punem diafragma. Și cam atât la această colonie, vedem că are foarte multă miere, dar acum o ramă o să o ajute la să-și mai facă loc. Și dacă totuși nu o să mai aibă locul sau un dat totuși la centrifugă, vreau să am în cât mai mult datul la centrifugă acestor rame din cauza la estimarea ramelor care voi ierna să aibă miere suficientă. Mi-e teamă să nu dau la centrifugă ramea și după aia să am nevoie de ele. De aceea amân eu să dau la centrifugă. Bun, cam atât. Arată bine. Mai punem doar cele două lavete pentru tratament. Cam atâta, bine. Mergem la următoare colonie să văd și acolo tot la fel este situația de curiozitate.